păcatul tău pe care l-ai câștigat de la pentru acest moment,
amintiți, Iisus cheamă pe cei 12, apoi le dă putere și după aceea îi trimite în misiune. Însă Mântuitorul nu se limitează doar la aceasta. Le dă și câteva sfaturi practice pentru misiunea lor. Și acesta este, de fapt, conținutul capitolului al 10-lea în continuare. Și anume, în primul rând, garanția lor să nu fie averea materială. Puterea, forța lor, să nu vină din cele materiale. Să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătoarele voastre. Garanția lor să vină tocmai de la forța, puterea pe care o primit-o de la Cel care i-a trimis în misiune. Un prim punct. Un al doilea punct este acela al păcii. Ei trebuie să fie oameni făcători de pace, aducători de pace. Pace casei acestea. O pace în relația cu Dumnezeu, o pace în relația cu oamenii. Dar ei trebuie să fie cei care să ofere acest model al păcii. În continuare, Iisus, pe deosebire de rabinii dintre aceia, care sigur încercau să atragă adepți pentru școlile lor, Iisus îi avertizează că misiunea este dificilă. Vor fi trimiși ca oile în mijlocul lupilor. Adică, așa cum oile sunt fără apărare în fața lupilor, la fel vor fi și ei supuși agresiunii din partea celor la care sunt primiși. Tocmai pentru ca să nu-și pună încrederea în propriile forțe, ci în forța acelui care le va da la timpul potrivit cuvântul pe care trebuie să-l spună în fața tribunalelor de judecată. De asemenea, Iisus le oferă printr-o pildă două sfaturi practice importante pentru viața preoțească. Și anume, fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbei. Sunt două principii de viață. În primul rând, a fi pregătit pentru ceea ce urmează, a fi cumpați înainte evenimentelor, dar totodată a fi cu multă prudență în acțiune pentru a nu te împotrivi cumva voinței lui Dumnezeu, care dorește în anumite situații să permită răul, suferința, persecuția. Deci un bun echilibru interior și un bun discernământ. Mergând în continuare pe firul Evangheliei de la Matei, capitolul 10-lea, Iisus invită la răbdare până la sfârșit. O răbdare perseverentă, nu doar o răbdare punctuală în purtarea crucii. Și aici intervine și problema familiei. Problema familiei care va fi scandalizată uneori de această misiune de persecuția celor care sunt în această misiune. Și în Evanghelia de astăzi Iisus spune și scara valorilor. Familia trebuie iubită, părinții, soția, copiii, fraților, dar nu mai mult decât Dumnezeu. Există o scară a valorilor în toate acestea. Dumnezeu primul servit, Dumnezeu primul slujit, Dumnezeu primul iubit. Încrederea Apostolului în acest cadru pe care Iisus îl conturează ca un cadru negativ de persecuție, de opoziție la această
misiune de neacceptare. Iisus trecoară aici și câteva idei despre atitudinea pe care în aceste momente apostolul supus acestor dificultăți trebuie să o aibă, repetând de trei ori, nu vă temeți. Nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările cerului de care Dumnezeu are atâta grijă. Nu vă temeți de aceea, pentru că nu este nimic acoperit care să nu iasă la iveală. De trei ori, invitația, nu vă temeți. Chiar dacă, în aparență, situația este dificilă, El însuși este alături de slujitorii Săi. De aici curajul misiunii care nu vine de la propria avere, putere, capacități intelectuale sau altele asemenea lor, ci vine numai de la Hristos și prin Hristos. Astfel, slujitorului Hristos este invitat să ofere mărturie. Mărturie pentru mine înaintea oamenilor. Este frumos acest cuvânt, mărturie, care în limba română are rădăcina cuvântului grec, martiria, de unde derivă și cuvântul martiriu. Pentru că a oferi mărturie într-o lume ostilă este de fapt un martiriu. Ni se cere să mergem împotriva curentului acestei lumi, să nu ne adaptăm modei timpurilor, politicii sau influențelor de alt tip, cu diferite avantaje posibile materiale, ci să putem avea o scară a valorilor, aceea care Hristos ne indică, și detașați de cele materiale, ca și de atașamentele familiare, să dăm prioritate misiunii pe care Hristos ne oferă. Mult mai mult decât cuvântul sau administrarea sacramentelor este comportamentul preotului, cel care vorbește și cel care transformă. Cunoașteți vorba din popor. Ei bine, dorim ca acei credincioși ai noștri să facă ceea ce zice și face preotul. Nu doar teorie, dar și practică. Încheiem cu o povestioară care spune că într-o parohie, dintr-o țară îndepărtată, era un politician care ieșise deja la pensie, dar el era ateu. Erau acolo trei parohi și pentru că nu prea avea de lucru, el a hotărât să meargă să stea de vorbă cu preoții. Și l-a primit primul preot, au stat de vorbă, fiind un om cu studii superioare, avea argumentele lui, la care nu dorea să renunțe. Și a doua zi a venit din nou la parohie și a cerut să stea de vorbă cu al doilea preot. A stat de vorbă și cu el și a revenit după o săptămână. Dar era tocmai în săptămâna mare. A cerut să stea de vorbă cu al treilea preot. Preotul însă avea foarte multe
după ce am mai spovedit preotul, la un dat a ieșit obosit să-mi iau un pahar cu apă și am văzut și pe politicianul respectiv care aștepta și fiind un om mai în vârstă, s-a dus în sacristie, a adus un scaun și l-a oferit. Apoi a intrat în confesional, a continuat scovada, a venit și politicianul și duminică mărita sărbătoarea mie. Preoții frumos îmbrăcați, cu toții la altar, când au privit în primul rând, cel mai surzător era politicianul. Și atunci, preoții, după ce s-a încheiat oficiul liturgic, s-au reîntâlnit în sacristie și s-au gândit mai oare ce argumente teologice pe care le-am oferit noi în discuție l-au putut convinge pe politicianul acesta, ateu, să vină la biserică. Și pentru că nu se puteau decide, au hotărât să-l întrebe. Și au mers după el, l-au chemat, a venit și el în sacristie și l-au întrebat direct care este argumentul care v-a convins. Și el a spus, pentru mine a fost gestul cu scaunul care m-a convins să rămân aici, în această biserică. Vedeți, de multe ori, gesturi mărunte din viața noastră preoțească pot conta foarte mult pentru credincioșii noștri. De aceea, la lumina cuvântului Evangheliei, putem să ne întrebăm asupra mărturiei pe care noi o oferim în jurul nostru, în parohia noastră, în biserică în general, dar și în familiile noastre. Și în societate, unii dintre dumneavoastră au și un serviciu și acolo, la locul de muncă, în general, care este mărturia pe care o dau prin comportamentul meu ca și preot. Păstoriți turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetându-o nu cu simție, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste, nu ca și cum ați fi stăpâni peste biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când se va arăta mai marele păstorilor, veți lua cu luna cea neveșnicită a Măririi, ne spune Sfântul Apostol Petru în epistola sa, este ceea ce vă urez și vă doresc tuturor